și bine v-am găsit! Sunt aici pentru că am ghicitor, ghicitor, ghici, ghicitoarea mea. Ghicește, ghicește, ghicește. Ești gata? Ești gata? De ce nu ești gata? Ești gata? Bine, dacă ești gata, fii atent, prima ghicitoare. Dacă știi răspunsul, trebuie să îl scrii la comentarii. Bine? N-am auzit. Bine? Foarte bine. Atențiune! Cui îi place să se îmbrace în cojoc cu mii de ace? Cui îi place să se îmbrace în cojoc cu mii de ace? Asta era întrebare, era ghicitoare. Cojoc, multe ace, să se îmbrace, animal cu un cojoc, cu multe ace. Ce? Atențiune! Fiți atenți, e vorba de un animăluț omnivor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el mănâncă și iarbă și carne, adică este și carnivor și ierbivor, pentru că mănâncă, de exemplu, broaște, poate mânca melci, diferite insecte, ouă de păsări, șerpi micuți și pe lângă asta mănâncă și fructe, mere, morcovi, varză. Deci, repet, ghicitoarea. Cui îi place să se îmbrace în cojoc cu mii de ace? Hai, scrie repede, repede. Ce e? Ce e? Cui îi place să se îmbrace în cojoc cu mii de ace? Foarte bine! Ai scris? Mergem mai departe! Atențiune, atențiune! Ghicitoarea numărul 2! 2, 2, 2! Hărnicuță, gospodină, strânge miere din grădină! Hărnicuță, gospodină, strânge miere din grădină. E vorba de o insectă și atunci când spunem de insecte, hărnicuțe și gospodine, ne gândim la două. Una e neagră și merge pe pământ, a doua e în dungi, galben și negru și zboară din floare în floare, strânge polenul, îl duce în stup, acolo unde sunt mai multe albinuțe și se face mierea. Hărnicuță, gospodină, strânge miere din grădină. Ce e? Hai, scriem la comentarii răspunsul la ghicitoare. Hărnicuță, gospodină, strânge miere din grădină. Bravo, văd deja răspunsurile corecte. Minunat! Atențiune, ghicitoarea numărul 3. Nu e ceas, dar te trezește când îți cântă în zor de zi. Ia ghicește, cine-o fi? Să ne gândim. Deci nu e ceas, dar are funcții de ceas și ne trezește, pentru că e cumva un ceas, adică o alarmă, dar nu e ceas totuși, nu e un obiect și ne trezește în zor de zi, adică dimineața. Nu e ceas care ar putea suna și seara, de exemplu, sau la mijloc de noapte, sau, nu știu, în timpul zilei. E un ceas care funcționează dimineața. A? Ce e? Hai, scriem la comentarii răspunsul. Eu repet ghicitoarea. Nu e ceas, dar te trezește când îți cântă în zor de zi. Ia ghicește, măi copile! Ce poate fi? Ce poate fi? El este soțul unei păsări. Hai să zic, dar cine e pasărea? Soția acestui ceas care ne trezește. E găina, iar împreună ei au puișori. Cine e? Cine e soțul găinii? Corect! Hai și tu! Cum nu știi? Scrie repede la comentarii. Acum! Nu spune pur și simplu. Nu, așa nu se consideră răspuns corect. Nu! Scrie chiar acum la comentarii. Nu e ceas, dar te trezește când îți cântă în zor de zi. Ia ghicește, măi copile. Cine oare poate fi? Uite, asta e deja? A fost 1, a fost 2, a fost 3. Fete și băieți, ghicitoarea numărul 4!
4, 4. Așa, atențiune, ochi și urechi. Umblă moșul prin pădure, după zmeură și mure. Chiar și mâncaș eu acum niște zmeură, niște mure. Păcat că nu-s moș și nu trăiesc în pădure. Hai să vedem! Cine e acest moș care umblă prin pădure și iubește zmeura și murele? Iubește să mai mănânce și miere? Care a făcut-o cine? Cine face mierea? A fost înghicitoarea anterioară. Aștept acum la comentarii să-mi scrieți răspunsul corect. Hai! Umblă moșul prin pădure, după zmeură și mur. Cine-i? Ce animăluț umblă prin pădure, după zmeură și mure? De cele mai multe ori este brun, dar avem și de culoare alb, care e la polul nord. Mai avem și din moși din ăștia care locuiesc în zonele mai calde. Și pe copaci se cațără, e vorba de... Nu pot să zic acest cuvânt că o să dau răspunsul la ghicitare. Are și marsupiu, sunt mai multe feluri de moși, numai că nu toți umblă prin pădure. Hai să vedem. Umblă moșul prin pădure, după zmeură și mure. Care e răspunsul? Îl aștept acum la comentarii. A fost ghicitoarea numărul 4. Fete și băieți, atenție, ghicitoarea numărul 5. Sunteți gata? Mai aveți putere? Mai credeți că puteți? Hai să vedem! Atenție, are coarne, dar nu punge și pe leneș îi ajunge. Cu coarne, dar nu punge. Și pe leneș îi ajunge. Deci e vorba de o moluscă care își duce cochilia în spate, care se mulțește prin ouă, care iubește să mănânce toată verdeața din grădină. Și foarte repede depistăm dacă în grădina noastră avem sau nu această moluscă care are coarne, dar nu punge și pe leneș îi ajunge. Cum se numește această moluscă? Cum? E bine că ați învățat acum. E moluscă, depune ouă și căsuța din spate se numește cochilie. Și cum se numește această moluscă? Păi dar nu spuneți tare, dar scrieți la comentarii. Ați scris? Foarte bine! Felicitări! Ați ghicit cele 5 ghicitori! Pa, pa! Vreți să știți dacă ați ghicit corect? Atunci, atențiune! Ghicitoarea numărul 1 era despre un animal, după cum spuneam eu, omnivor, pentru că este și carnivor și erbivor. Și ghicitoarea suna în felul următor. Cui îi place să se îmbrace în cojoc cu mii de ace și atenție, fete și băieți, răspunsul este... Ariciul! Ariciul! Bravo, 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 bravo! Ghicitoarea numărul 2 spune așa: Cărnicuță, gospodină, strânge miere din grădină. Cine era? Spuneam că este o insectă, hărnicuță, și una, cea care nu zboară. Dar când ne gândim la insectele hărnicuțe, ne gândim la furnică și la albină. Uite că nu e furnica pentru că nu zboară, cu toate că sunt și furnici cu aripi, dar e... Tadam! Albina! Albina, hărnicuța noastră care strânge polenul și face miere. Cea de-a treia ghicitoare a fost așa. Nu e ceas, dar te trezește când îți cântă în zor de zi. Ia ghicește, mai copile, oare cine poate fi? Cine? Cine ați spus voi? Că e bărbatul găinii? Corect! Cocoșul. Bravo, măi copile! Bravo! Cea de-a patra ghicitoare. Umblă moșul prin pădure, după zmeură și mure. Cine e, cine e, cine? Da, ursul. Și vă spuneam că
Cel alb se numește ursul polar, locuiește la Polul Nord și, apropo, să știți, blana lui nu e albă. Adică perișorii ăștia sunt transparenți, pielea lui este albă și sunt cam pe cale de dispariție. Mai sunt urșii koala, care au marsupiu și trăiesc, sunt așa destul de lenoși, exact ca și ceilalți urși care sunt albi cu pete negre și se numesc urșii panda. Bravo, 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 măi copii, bravo! Și cea de-a cincea ghicitoare... Ați știut până acum de moluscă? Păi ați știut sau nu? Ia scrieți la comentarii, scrieți așa. Da, am știut de moluscă. Nu, nu am știut de moluscă. Să știu dacă v-am fost de folos în acest video. Deci, molusca care depune ouă și are o cochilie în spate se numește... Se numește... Melc. Bravo! 5 ghicitori de la Clownela ghicite cu succes de cei mai bravo copii! Minunat! Fantastic! Sau altfel spus, minunastic! Vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine și dacă ți-a plăcut acest video, dacă ai zâmbit măcar un pic, dacă ți-a plăcut să fii alături de mine, pune chiar acum like! Like! Eu te urmăresc! Pune like chiar acum! Distribuie acest video și fă-le provocare și prietenilor tăi. Și abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela, ca să afli și să fii la curent și să fii primul care vede videourile care apar noi pe canalul nostru. Eu te pup, te îmbrățișez și îți spun pa, pa!